Bună seara, dragi telespectatori, bun regăsit la o nouă emisiune Lumină din Lumină Lină. În această zi de 17 a lui septembrie, în duminica de după înălțarea cinstitei cruci, când suntem invitați încă și încă o dată să ne reamintim atât importanța Sfintei Cruci în viața noastră, cât și istoria propriu-zisă a lemnului crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos. Și așa cum vă spuneam și duminica trecută, praznicile împărătești au înainte prăznuire și după prăznuire. Ori iată, înainte prăznuirea despre care am vorbit în duminica trecută, nu-i nimic altceva decât o invitație să ne aducem aminte că Dumnezeu a pregătit praznicul în sine, momentul în sine. A pregătit în istorie și faptul că după o perioadă lungă de timp a ales un om din întreaga omenire cu care a încheiat un legământ și din urmașii căruia s-a născut un popor din mijlocul căruia avea să se nască Mesia, este un lucru cunoscut de toată lumea. Dacă avem această percepere clară a istoriei, atunci uneori poate descifrăm mult mai ușor și realitățile contemporane, concrete, pe care le trăim noi. Înțelegem mai bine de ce se petrec lucrurile într-un fel sau altul, sau ne explicăm și anumite fapte sau gesturi pe care le fac unii sau alții dintre contemporanii noștri. Ori știind că în mijlocul acestui popor ales avea să se nască răscumpărătorul care să refacă comuniunea de iubire a omului cu Dumnezeu, adică cumva să-l ajute pe om să se reîntâlnească cu Dumnezeu, să discute de nou cu Dumnezeu, să se modeleze după chipul lui Dumnezeu, așa cum fusese de fapt dintr-un început creat și fusese dăruit omul. Ei bine, cu acest popor Dumnezeu a lucrat și l-a pregătit așa de bine încât tot ceea ce avea să se împlinească în persoana Mântuitorului Hristos fusese deja oarecum nu arătat, e adevărat, nu într-întregime, ci așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, noi acum vedem lucrurile ca prin oglindă, ca în ghicitură, dincolo le vom vedea față către față. Erau ca în oglindă, erau, cum spun eu, așa cum într-un bob de grâu potențial stau atâtea boabe de grâu în anul următor, la fel, erau doar cuprinse virtual într-o realitate, era cuprinsă o altă realitate mult mai bogată și mai complexă. Ori iată, în sensul acesta, praznicul cinstitei cruci, înălțării Sfintei Cruci și a crucii în general, a fost pregătit de Dumnezeu. Pentru că, în ultimă instanță, aici trebuie să înțelegem, este o invitație ca noi să înțelegem semnificația crucii în viața noastră, în cult. Dacă reușim să înțelegem că duminica de dinainte este duminica în care ni s-a arătat cum a pregătit Dumnezeu conștiința poporului ales și a întregii omeniri ca să înțeleagă importanța crucii pe care avea să răsnească Hristos, e grozav. Și faptul că noi când vorbim de cruce, de fapt, vorbim despre moartea și învierea Mântuitorului Hristos. Ori, ca nu cumva să știu să avem amestecate lucrurile, iată, avem și un praznic al crucii propriu-zise. Adică avem o descoperire a semnificației și a importanței crucii la actul răstignirii Mântuitorului Hristos, dar separat de aceasta avem, iată, o zi închinată lemnului crucii, altarului de jertfă pe care s-a răstignit Hristos, pentru că, în ultimă instanță, asta este crucea. Crucea nu e nimic altceva decât altarul pe care s-a jertfit Hristos și prin care s-a schimbat, de fapt, chipul omenirii. S-a schimbat vectorul istoriei. De unde, până la venirea Mântuitorului Hristos, oamenii îl căutau pe Dumnezeu, dar ei coborau, se depărtau de Dumnezeu. Din momentul venirii Mântuitorului Hristos,
lucrurile s-au schimbat și omenirea care îl căuta a început să urce spre Dumnezeu. Și așa au început să se nască sfinții. Adică casnicii lui Dumnezeu, cum sunt numiți sfinții. Adică prietenii lui Dumnezeu. Adică cei care toată viața lor n-au făcut altceva decât s-au luptat și au reușit în bună măsură ca să arate ce înseamnă, de fapt, iubirea lui Dumnezeu în istorie și în contemporaneitate. Ori, noi suntem în duminica de după, după înălțarea Sfintei Cruci, după praznic. Pentru că praznicul, așa cum știm, a fost joi. Și în praznicul acesta, noi n-am făcut altceva decât ne-am adus aminte de crucea Mântuitorului Hristos. Pe de o parte, de pioasele legende legate de crucea Mântuitorului Hristos. Și nu cred că este cineva dintre dumneavoastră care urmăriți această emisiune să nu fi citit literatura veche, să nu fi citit comentariul lui Cartojan, prefețele cărților vechi și așa mai departe. La Cartojan veți găsi această minunată pildă despre lemnul crucii. Pentru că, vedeți, noi trebuie să înțelegem din trăirea autentic creștină și din simțirea prezenței lui Dumnezeu și a luminării minții, oamenii au fost capabili să facă legături, asocieri, să poată să înțeleagă cum s-a descoperit într-un fel crucea în Vechiul Testament și ce implicații avea atunci și cum s-a arătat negrăit și minunat atunci când Mântuitorul Hristos a venit în istorie. În cel mai simplu, haideți să luăm exemplul pe care l-am dat și duminica trecută al amaleciților, al confruntării evreilor cu amaleciții, când se băteau după ce au ieșit din robia egipteană, în dorința de a ocupa Canaanul, au fost obligați evreii să facă față anumitor presiuni și să îndepărteze anumite popoare care ocupaseră Țara Sfântă. Și una dintre aceste confruntări a fost cu amaleciții, în care Moise cu Iosua la Unavi, care luase conducerea poporului, încerca să biruie pe amaleciți, dar nu reușea. Și atunci Moise, știți că și-a ridicat mâinile în chipul crucii și când ridica mâinile în chipul crucii, biruiau evreii. Când obosea și lăsa mâinile în jos, biruiau amaleciții. Și atunci au așezat pe unul de-a dreapta și de-a stânga, altul de-a stânga, pe or și încă cineva pe care s-au sprijinit Moise mâinile și astfel biruiau evreii. Adică, prin acest semn, schimba situația, realitatea. Așa cum Iacob a schimbat realitatea prin încrucișarea mâinilor și i-a binecuvântat pe Efraim și Manase. Manase și Efraim. Ori iată, sau șarpele Nehuștan pe cruce. Ori iată, pe cruce, pe lemnul, pe altarul de jertfă, Mântuitorul s-a schimbat situația. Dar lumea a simțit, a trăit și a făcut această legătură. Cei care au crezut și s-au apropiat, au căutat să se apropie de Dumnezeu, au descoperit că, de fapt, ce frumos spune o cântare, lemnul m-a scos din rai, Doamne, și tot lemnul m-a adus în rai. Adică, iată, din acest motiv noi trebuie să înțelegem de ce e important pentru noi să descifrăm mai profund taina lemnului crucii. Pentru că dacă lemnul odinioară, mărul, fructul lemnului l-a scos pe Adam din rai, tot lemnul avea să-l ducă în rai, numai că aici mai este paranteza aceea extraordinară care trebuie să nu uităm niciodată să o facem. N-a fost același lemn, pentru că lemnul din rai deja se pervertise prin neascultarea lui Adam, faptul că n-a vrut să țină comunia cu Dumnezeu și când omul a rupt comunia cu Dumnezeu, de fapt, întreaga creatură a avut de suspinat și a avut urmări catastrofale asupra întregii creații, neascultarea lui și ruperea legăturii lui cu Dumnezeu. Este ca și cum într-o casă, de exemplu, ai avea becuri și ai avea aparate, dar dacă ai tăiat firul care leagă, face legătura cu centrala sau cu un transformator și se aduce lumină ție în casă, de fapt, toate s-au stins, toate au pălit. La fel, omul era firul de legătură între creație, între creatură și Dumnezeu. Și când omul a rupt legătura cu Dumnezeu, întreaga creație suspină cu suspinul adânc, cum spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani. După tine, Doamne. Și atunci, iată, în sensul acesta, lemnul și el s-a degradat. Ori Mântuitorul Hristos venind pe pământ,
Nu la voia întâmplării a ales să fie teslar, lemnar. De ce? Pentru ca să meșteșugească asupra lemnului. Pentru ca să șlefuiască lemnul spre a fi altar potrivit pentru schimbarea orientării lumii spre viața cea veșnică și nu spre oameni. Deși el, pe lemnul care trebuia să fie din potrivă cel ce dădea viață, el avea să moară. Pe el avea să moară Hristos. Adică el a acceptat ca schimbarea care avea să se producă să se facă prin dăruirea cea mai profundă. Nu există un gest mai nobil, de o nobleță mai mare decât aceea, cum avea Mântuitorul Hristos să spună, nimeni nu-și pune sufletul pentru cineva decât pentru prietenul său. Cu atât mai puțin nu-și pune nimeni sufletul pentru cineva care e dușmanul lui. Pentru că, în ultimă instanță, Mântuitorul Hristos venind pe pământ, Dumnezeu trimițându-L pe Fiul Său pe pământ, și l-a dat preț de răscumpărare, a acceptat să fie jertfit pentru noi când eram dușmanii lui Dumnezeu, nu prietenii lui Dumnezeu. Doar ne-o trezi ca să putem să și noi să ajungem prietenii lui Dumnezeu, ca să ne luminăm, să înțelegem cât de mult ne iubește și ne prețuiește pe noi Dumnezeu, mai mult decât pe propriul Fiu. Și noi cum îi răspundem? Ureata aceasta este crucea. Este exact momentul în care, întâlnindu-se aspirația umană spre înălțime, care de data aceasta în crucea lui Hristos a fost de fapt întunecarea totală și maximă, cu iubirea lui Dumnezeu, cu bunătatea lui Dumnezeu. Pentru o clipă, Dumnezeu a îngăduit ca omul să aibă sentimentul că biruie. Dar, dimpotrivă, el a fost birit în sensul acesta. Dați seama că n-am auzit pe Diogene, ați auzit de Diogene, sunt doi de Diogene în filozofia greacă. Unul care mergea cu un butoi, stătea într-un butoi și mergea cu farul, cu lumânarea aprinsă sau cu farul, cu felinarul aprins în timpul zilei și caut un om, asta a fost filozofia lui, și care n-a făcut altceva decât să anticipeze, de fapt, răspunsul i-l a dat Pilat, iată omul, să căuta pe Hristos, de fapt un om, dar căuta pe Dumnezeu, și un alt Diogene care la un moment dat a ajuns într-o piață de sclavi și s-a urcat pe o scenă în aceea unde erau vânduți sclavi și a spus: vreau să vând un maestru, să văd dacă găsesc un sclav care să-l cumpere. Și toți au rămas uimiți și, cunoscându-l, au zis: vreau să mă vând, să văd cine e sclavul care să mă cumpere. Adică când începi să ai, devii sclav, dar el, maestru, a vrut să se vândă. De ce? Pentru că un om liber nu poate să fie niciodată supus sclaviei. Un om liber nu poate să fie dus la nivelul de sclav. Când omul ar înțelege ce dar a primit de la Dumnezeu și ar folosi acest dar al libertății, el nu poate fi robit de nimeni. Ci singurul mod și, cum spun eu, dornic și plăcut de a fi robit este să fii robit de iubirea lui Dumnezeu. Dacă am reușit noi, creștinii, să înțelegem că asta înseamnă ne rugăm pentru robul lui Dumnezeu. Noi nu ne rugăm pentru robul lui Dumnezeu care să fie supuși sclavii austriești, sclavii istoriei, ci noi ne rugăm pentru cei care sunt robiți și ca omul să ajungă robit de iubirea lui Dumnezeu. Și dacă omul ajunge robit de iubirea lui Dumnezeu, atunci n-are cum decât să înflorească. Ori iată, în sensul acesta, Diogene spune: vând un maestru să văd un sclav care poate capabil să-l cumpere. Adică chiar dacă îl cumpărați voi, mă cumpărați pe mine, nu puteți să mă robiți. Dimpotrivă, eu sunt liber. Ori iată, în sensul acesta, trebuie să înțelegem că asta era starea omului. Hristos vine și se lasă robit, se lasă strivit de istorie, ca să arate lumii că puterea trecătoare n-are cum să stăpânească pe cea spirituală, pe cea veșnică. Ba, asta este la suprafață întotdeauna. Și în sensul acesta, noi n-am făcut altceva decât în 14-a lui septembrie, ne-am adus aminte de crucea Mântuitorului Hristos, care a fost uitată timp de 3 secole, scoasă la lumină de împărăteasa Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, mai apoi dusă la Ierusalim și mai târziu la Constantinopol, dar până să ajung la Constantinopol a fost luată în 614 de perși, de Cosroi al II-lea, recucerită de creștini
bizantinii conduși de Heraclius, 660-641 a fost, dar în 628 a cucerit, i-a bătut pe Perși și a adus crucea înapoi de la Ctesifon la Ierusalim și apoi a dus o parte la Constantinopol. Dar Ierusalimul a căzut sub stăpânirea arabă în 638 și mai apoi, la 1099, în 15 august, cruciații au reușit să recucerească Ierusalimul. Și de aici istoria este teribilă. De ce? Pentru că până aici istoria crucii Mântuitorului Hristos a fost oarecum liniară. De aici începe să fie ondulat. Sau cum este encefalogramă, sau cum este cardiograma. Nu, cu țepi, sus, jos, sus, jos. De ce? Pentru că, de fapt, cruciații, poate motivați, din dorința ca nu cumva încă o dată lucrurile sacre să cadă în mâna necredincioșilor, cele mai multe le-au transferat în apus. Așa au plecat moaștere multor sfinți, Sfântul Nicolae este la Bari și astăzi. Sfântul Apostol Andrei a fost la Vatican până târziu, în 1967. Și câte alte nu sunt. Dar și crucea Mântuitorului Hristos, o parte a rămas la Ierusalim, o parte era la Constantinopol și cruciații au făcut atât de mult negoți cu lemnul crucii încât apusenii la un moment dat și-au pus și ei întrebarea ca simpli oameni, mă, dar cât a fost crucea asta de mare, de sunt bucăți de cruce peste col, peste tot. Și așa s-a relativizat, de fapt, semnificația profund, cum spun eu, sacră a crucii. N-a mai fost un lemn sacru, ci a devenit un lemn oarecare. A început să se facă negoți cu el. Și așa s-a născut această repulsie față de cruce, neînțelegându-se păcatul omului și realitatea. Adică s-a confundat păcatul cu păcătosul. Și din aversiunea pe care ar fi trebuit să o aibă asupra gestului pe care îl făceau cruciații, numai că i-au urât și gestul și cruciații, ci i-au urât și crucea. Și așa s-a născut această aversiune care a dus la ceea ce înseamnă până astăzi că nu există cruce. Și noi, românii, am căzut în această, cum spune, cursă, pentru că după 1521, germanii care au fost cei mai apriși protestatari împotriva bisericii catolice și care au născut, de fapt, biserica protestantă sau reformată, reforma. E bine, au născut și o școală de istorie și ei au fost, cum spun eu, au fost marcați de această mentalitate încât au spus nu există semn al crucii care să dovedească unui element pe care este așezată că ar fi fost creștin înainte de Constantin cel Mare. Pentru că ei, din aversiune față de ceea ce v-am spus, au spus, nu, crucea este un element pe care l-a impus un împărat. Noi nu cinstim așa ceva. Și atunci a trecut și în planul civil, laic, mirean, și uitați așa s-a făcut că de la 1600 cel puțin până la 1970, omenirea, dacă ar fi găsit, să spunem, un vas în pământ, într-un strat, într-un sit arheologic și era din, să zic, din secolul 3, 280, și avea o cruce pe el, incizie sau excizie, nu contează, istoriografii spuneau, nu este creștin, nu este urmă, au argument că au fost creștinii pe acolo. Și așa s-a colportat și s-a generalizat ideea că, de fapt, cel care a introdus crucea în cultul bisericii a fost Constantin cel Mare, fiindcă el, așa cum știm, la 26 octombrie 312, la Pons Milvius, la podul Vulturului, în aproape de Roma, nu, de Tibru, a avut acea vedenie când a avut o confruntare ziua următoare cu cel care stăpânea Roma și în momentul în care a văzut pe cer crucea și în semnul acesta vei învinge intutonică dacă i s-a arătat acolo sau in hoc signes vinces, atunci el a luat crucea și a pus-o pe armura soldaților, a pus-o pe steagul de luptă la barul și de acolo s-ar fi împământenit, spun protestanți. E bine, pentru noi nu e posibil așa ceva. De ce? Pentru că noi avem această, știm că în anul 70 Ierusalim a fost cucerit de romani. După 2 ani de asediu, în anul 70, Vespasian a cucerit Ierusalimul. Dar a îngăduit Dumnezeu ca în anul 79
patru cetăți romane să fie acoperite de Vezuviu. Într-o noapte, în 79, a izbucnit vulcanul și a acoperit patru cetăți, cele mai cunoscute, care sunt până acum și foarte mediatizate, Pompei și Herculaneum, Catena și Cetena nu sunt cunoscute, dar aceste patru cetăți au fost acoperite într-o clipă în 79. Și până în 1956 s-au făcut descoperiri, cercetări arheologice și au început să iasă vestigii la suprafață. Vi-au dat seama, până în 79 acolo a fost viață, de la 79 a fost lavă, până acum. Ei bine, au găsit în inventarul casnic străchini cu excizii și incizii ale crucii. Ceea ce dovedește că în anul 79, la Pompei, Herculaneum, erau creștini pe de o parte, pe de altă parte și vasele de bucătărie le puneau sub ocrotirea crucii, fiindcă, cum am spus duminica trecută, ce înseamnă să-ți faci semnul Sfintei Cruci? Nu face nimic altceva decât să-L implori pe Dumnezeu. Ca așa cum pe cruce, întâlnindu-se răutatea umană cu iubirea Lui, a fost topită răutatea umană, să prin iubirea Lui să stopească și orice urmă de răutate din propriul tău suflet. Să te poți, să poți deveni rob, robit de El. Să poți deveni făclie de lumină, torță de lumină arzătoare, de iubire pentru Dumnezeu. Și dacă tu ai înțeles că de aceea îți faci crucea și așa îl implori pe Dumnezeu, tu nu faci crucea la voia întâmplării. Crucea nu o faci că dă bine la prostime, ci o faci pentru că tu nu faci altceva decât să-L implori pe Dumnezeu. Și când preotul te binecuvintează, tu ca și cum vrei să iei crucea și să o aduci peste tine și să ți-o imprimi ție. Și atunci te rogi, îl rogi pe Dumnezeu din nou ca El să te stăpânească cu iubirea Lui. Uriată, în acest sens, noi trebuie să înțelegem ce importanță are crucea pentru noi și cum în istorie ea a intrat în comportamentul creștinilor dintr-un început. N-a fost, nu. Iar lemnul crucii până astăzi poate fi văzut. Nu, se păstrează foarte puține bucăți la Ierusalim, la Atena, la Constantinopol. Dar asta nu înseamnă că noi, dacă n-am avea noi care suntem departe de toate acestea, noi trebuie neapărat să palpăm crucea. Știm că Hristos a răsit pe cruce, pe altarul de jertfă, știm că în 324 împărăteasa Elena a făcut acea săpătură pe Golgota și Patriarhul Macarie a luat crucea pe care a fost răsit Hristos după ce a fost descoperită, pentru că a găsit toate cele trei cruci și au fost atinse toate de către un cadavru care mergea spre cimitir și s-a sculat când a atins crucea Mântuitorului Iisus, și atunci Patriarhul Macarie a luat crucea și a binecuvântat poporul care de atunci a zis: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Ori iată, în sensul acesta, este praznicul ce a trecut, este tocmai amintirea și pomenirea și cinstirea acestui lemn. Pentru că noi, vedeți, evlavia noastră este cea care se atinge de veșmântul preotului, de lucrurile sfinte, conștientizând că, deși ele sunt aici, Dumnezeu lucrează prin materie și prin lucruri asupra sufletului nostru, asupra materiei din noi, asupra noastră. Noi, în sensul acesta, ne atingem uneori de veșminte, de vase, de icoane și mai departe. Nu ne atingem pentru că, vă dați seama, în pandemie cel puțin a fost această isterie. Să nu cumva să te atingi de icoană, te atingi de... Nu, să nu cumva să mirui credinciosul la 1,5 metri cu un baston și mai departe. Aberații care sunt posibile într-o lume ca a noastră, care n-are orientare, care n-are așezare, care nu-i dumerită, care nu știe despre ce este vorba, nu știe unde este, ce-i cu ea. Dar pentru cineva care știe unde este, cine este, cum este, nu-i posibil să faci așa ceva. Dimpotrivă. Ori iată, dacă duminica cea trecut și joia cea trecut sunt cele care dezvoltă, care ne trimit spre astfel de realități și gânduri, duminica aceasta este o duminică cu totul și cu totul apart. De ce? Pentru că textul propriu-zis al Evangheliei este extraordinar. Devoiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Vă dați seama, ăsta ar trebui să fie cuvântul pe care, dacă noi creștinii l-am reține și ne-am trudit, ne-am lupta să-l punem în practică, ar fi destul. De ce? Pentru că trebuie să înțelegem. Ăsta e creștinismul în ultima instanță.
Creștinismul este o invitație. Dacă voiește cineva, nu este o obligație. Dacă voiește cineva să vină după mine, atunci, dacă voiește, nu poți să urmezi pe Dumnezeu cu aceeași încălțăminte care ai mers pe căile vieții. Cum i-a spus la rugul aprins lui Moise, scoateți încălțămintea că și locul pe care stai este sfânt. Ori, în sensul acesta, de voiește cineva să vină după mine, iată Mântuirea spune, să se lepere de sine. Adică, atâta vreme cât noi suntem plini de noi, și asta e trufia pe care o găsim în noi, asta e trufia pe care o vedem peste tot, asta e trufia pe care uneori ne înspăimântăm când o vedem în manifestarea semenilor, dar suntem incapabili să înțelegem că și noi putem fi la fel de păguboși sau de trufași. Nu? Și nu-i neapărat nevoie ca să fii trufaș în manifestare, ci în gândire, în simțire, în trăire. Pentru că de aceea părinții sunt extraordinar de atenți și vigilenți ca nu cumva vreodată să ne lăsăm ispitiți de mândrie. De ce? Pentru că Marco Ascetu a spus acele vorbe extraordinare, trei sunt uriașii care au ucis sufletul meu. Mândria, trufia, lenea și ignoranța. Dar pe locul întâi așeza mândria. De ce? Pentru că, de fapt, mândria sau trufia a fost păcatul care l-a scos pe Adam de rai. El a vrut să fie ca Dumnezeu, dar fără Dumnezeu. Vezi, să vrei să fii, dar fără cel ce este. Și asta este, de fapt, ispita în care cădem noi de multe ori în viața aceasta. Avem sentimentul că suntem fără cel ce este. Fiindcă dacă noi am fi cu cel ce este, ne-am purta ca el. Dar noi mărturisim că suntem cu cel ce este, dar ne purtăm ca noi. Și când ești alături și cu cel ce este și vrei să spui celorlalți că ești, atunci tu conștientizezi că ești fiindcă este cel ce este și atunci te porți ca el, ca Dumnezeu. Dumnezeu ești, te porți cu toți oamenii. Dar când îi vezi pe oameni că se poartă cu, aversiune, cu răutate, cu trufie, cu despreț, cu, cum vreți dumneavoastră, când îi vedem pe oameni purtându-se în maniera aceasta, indiferent cine spune ei că sunt sau indiferent cine sunt ei, vremelnic pe pământ, ei sunt fără cel ce este. Pentru că cel ce este, de-ar fi în sufletul omului, ar fi cel care ar spune întotdeauna, te-am greșit? Dovedești, dacă nu, de ce mă pălmuiești? Nu, cel ce este, dacă ar fi în sufletul celui care vrea să spună că este cu Dumnezeu, atunci întotdeauna s-ar ruga lui Dumnezeu, Doamne, iartă-i pe ăștia că nu știu ce fac. Nu s-ar lua la trântă cu răutăcioșii, cu răii, ci dimpotrivă, s-ar ruga pe ei, pentru ei, ar lua asupra-și toată răutatea omului. De aceea, părinții filocalici ne spun, vrei să te mântui? Ia totdeauna vina asupra ta și te vei mântui. Vrei să te mântui? Consideră pe cel din fața ta mai bun decât tine și cu siguranță te vei mântui. Ori iată, în acest sens, noi trebuie să înțelegem că duminica de după înălțarea Sfintei Cruci este prin excelență o invitație la asumarea duhovnicească a crucii. Pentru că odată pentru totdeauna pe cruce s-a schimbat realitatea lumii, noi putem să o schimbăm prin aceea că ne însemnăm, dar ține de fiecare dintre noi, dar ca să putem să schimbăm și ca această însemnare să nu fie la voia întâmplării sau așa o formă goală, lipsită sau fără conținut, atunci noi trebuie clipă de clipă să știm cum gândim, cum trăim, cum ne manifestăm. Și cum putem să ne gândim, să trăim, să ne manifestăm? Decât cum s-a trăit, s-a gândit, s-a manifestat Hristos. Pentru că Hristos n-a avut o clipă în sufletul lui și în comportamentul lui vreo aversiune față de cineva, vreun dispreț față de cineva, ci a avut totdeauna o durere sufletească, o suferință ontologică pentru ființa umană care se risipește și nu vrea să se umple de sens. Se risipește și se depărtează de Dumnezeu și nu vrea să se hrănească cu izvorul cel veșnic al vieții, ci vrea să guste din trecătoarea viață pământească. Nu-i rău că vrea să guste, dar dacă se oprește doar la aceasta, atunci bietul om pierde ceea ce este esențial.
Ori iată, în sensul acestui trebuie să înțelegem duminica pe care o trecem, că este, de fapt, o invitație la asumarea duhovnicească a crucii. Și când nu ți-ai făcut doar semnul crucii, ci ți-ai asumat crucea, atunci te lupți să fii asemenea lui Hristos. Nu să calci în picioare pe nimeni, ci dacă cumva se întâmplă ca să fii călcat în picioare, să te rogi pe cel care nu știe care este rostul vieții. Dacă cineva te umilește, îți prețuiește, să nu răspunzi răutăților, ci să te rogi, să urăști răutatea din el, dar să-l compătimești, să-l iubești pe păcătos. Dacă cineva te nedreptățește, nu te supăra, nu te lua la trântă, ci ia asupra-ți răutatea lui și cu siguranță se va împunțina răutatea. Este teribil exemplul părintelui Părăianu. Dumnezeu să-l odihnească și binecuvântat fie Iisus. Părinte Teofil, când s-a dus la el, cineva l-a spovedit și a spus că nu poate să ierte sau pe un frate al lui care greșise, părintele a spus, nu pot nici eu să te iert. Păi, părinte, eu pentru asta am venit aici să mă ierți. Păi nu știți cum spune, Mântuitorul Hristos? De vrea cineva să vină după mine, să se repede. De nu veți ierta, nu vă veți ierta. Cu ce măsură veți măsura? Cu aia veți măsura. Dacă voi nu iertați, nici vouă nu vi se iartă. Dacă voi iertați, și vouă vi se iartă. Ori, nu e al meu a ierta, ci este al dumitale. Vedeți, noi avem sentimentul că Dumnezeu iartă. Și e adevărat că Dumnezeu iartă. Dar El iartă în măsura în care noi ne luptăm să fim și noi asemenea Lui. Adică iertăm și noi. Când cineva nu iartă, să nu fim naivi. Acum noi putem să ne acoperim cu fel și fel de legi, de norme, de principii, de statute, de nu știu. Astea sunt trecătoare, vremelnice. Dar, departe mine gândul să incit la revoltă sau la anarhie. Dar nici nu pot fi, cum spun eu, dus cu preșul și să nu-mi dau seama că orice, câte legi n-au fost de la Hammurabi până astăzi, care s-au schimbat. Legea divină a rămas aceeași, va rămâne în veci aceeași, pentru că este legea lui Dumnezeu. Oamenii surprind uneori și vor să-și treacă pe turta lor rezultatul sau privilegiile printr-o lege sau alta. La Dumnezeu lucrurile nu stau așa. Și atunci, vedeți, noi, deși uneori ne avem sentimentul despre Dumnezeu cum e mintea noastră, Dumnezeu este totuși atât de, cum spun eu, de profund și de simplu, bogat și simplu în același timp. De ce? Pentru că El iartă în măsura în care noi iertăm, fiindcă El ne vrea ca și El să simțim starea de bucurie când poți să-L ierți pe Cel ce nu te iartă. Să poți să trăiești bucuria iertării Celui care nu te iartă. Pentru că noi trăim într-o lume în care sunt oameni care, deși uneori sunt suși, au sentimentul că au privilegii, că au drepturi, umilesc, disprețuiesc, calcă în picioare, distrug destinele oamenilor. Și au sentimentul că sunt trimiși lui Dumnezeu, nici vorbă de așa ceva. Vremelnic Dumnezeu îngăduie pentru păcatele noastre. Dar nici de cum că așa s-ar purta Dumnezeu dacă ar fi Dumnezeu acolo, unde spun că îi reprezintă pe Dumnezeu. Păi ce a însemnat să facem un studiu de caz asupra fiecărui conducător, papă de la Roma, spre exemplu. Și nu numai papă, luați care reprezintă orice conducător, de orice cult, deci orice. Nu, sunt sfinți, dar sunt și oameni care au încurcat lucrurile. Când omul încurcă lucrurile, el are sentimentul că nici Dumnezeu nu poate fi ca el. Când a încurcat lucrurile, Pius al IX-lea a spus că el este jumătate în Dumnezeu, el este infailibil, el nu poate să greșească. Dar când lucrurile s-au reașezat, nu știu, suveranii ulteriori n-au mai fost la fel de cutezători și unii au cerut iertare. De aceea, vedeți, este o formă pe care noi nu mai respectăm atât de mult în Ortodoxie, dar în catolici se observă. Nu, pentru că înainte de a începe mesa, papa, spre exemplu, cere iertare credincioșilor. Și la noi ar trebui să facem același lucru. Noi nu o facem decât atunci când ne împărtășim, dacă nu uităm cumva perdeaua închisă. Dacă noi o cerem între noi, dar ar trebui să o cerem și credincioșilor. Nu? Și să lăsăm perdeaua deschisă și să ne rugăm să fim iertați. Pentru că asta este de fapt esența. În măsura în care ierți, ți se iartă. În măsura în care nu ierți, Dumnezeu te iubește atât de mult, te respectă atât de mult, încât El nu vrea să facă decât ceea ce tu faci. Și dacă tu nu vrei să ierți, dar vrei să fii iertat,
Doar dacă ești naiv, nu tragi speranță. Poate cineva să-ți garanteze, să-ți certifice, să spună, da, o să-i fie iertat, dar dacă ești naiv, într-adevăr. Dar dacă ești sincer cu tine însuți și dacă ai înțeles ceva din ceea ce a făcut și ne-a lăsat Hristos, atunci n-ai cum să... Nu? De aceea, vedeți, duminica aceasta este prin excelență o duminică în care se pune accentul pe sensul duhovnicesc al crucii. Adică crucea este un element, un obiect de cult, este un altar de jertfă, dar este, de fapt, un izvor de renaștere pentru fiecare dintre noi. Și dacă noi reușim să luăm acest aspect duhovnicesc, care poate să ne întărească în fața încercărilor, ispitelor, nu, pentru că asta e crucea. Nu, noi știm că suntem chemați la Dumnezeu, dar trebuie să luăm aminte că totdeauna vom fi împiedicați. Asta este dreapta care, de fapt, se încrucișează orizontală. Este semnificația profundă a tuturor încercărilor, piedicilor și obstacolelor care stau în cale spre a urca spre Dumnezeu. Și dacă noi conștientizăm acest lucru, când ne facem semnul crucii, nu facem altceva decât deodată, nu? Îl implorăm pe Dumnezeu, dar ne dăm seama și de micimea noastră, de slăbiciunea noastră, de încercările noastre, de nereușirile noastre, de tot ceea ce noi știm că ne stă împotrivă ca să ajungem asemenea Dumnezeu. Și îl implorăm pe Dumnezeu ca toate acestea, într-un fel, să fie, de fapt, topite și spulberate de El. Ori dacă noi nu luăm și nu înțelegem că simplu gest al crucii, fără să gândești, să trăiești, să reintri, să-L implori pe Dumnezeu să te ia sub stăpânirea crucii, sub stăpânirea Lui, atunci n-ai făcut nimic. Dați seama, la Bizanți cândva a ajuns o delegație a percilor, suntem după Heraclius, și au constatat bizantinii că, de fapt, toți cei din delegația persană aveau un semn al crucii cu fierul roșu făcut pe frunte. Și i-au întrebat, băi, ce-i cu voi? Ce ați pățit? De ce aveți toți, sunteți toți însemnați cu semnul crucii? Și unul dintre ei a spus, noi am avut o molimă extraordinară. Noi nu credeam. Dar printre noi erau și creștini. Și creștinii ne-au spus, însemnați-vă cu semnul Sfintei Cruci. Și atunci toți care ne-am însemnat au scăpat. Și ca nu cumva vreodată să uităm că noi trebuie să ne însemnăm permanent, iată, ne-am pus acest cruci, ne-am pus semnul crucii pe frunte. Acum ar fi grozav. Vedeți, noi creștinii uneori purtăm lănțișoare la gât și nu știm de ce purtăm. Dar dacă tu porți un lănțișor și comportamentul este pe de-a doaselea, mai bine nu mai purta. Mai bine să-L porți pe Dumnezeu în suflet decât să-L porți pe Dumnezeu pe trup și să nu-L ai în suflet. Să-L porți în suflet chiar dacă nu L-ai materializat în ceva. Dar dacă L-ai materializat, nu pe o cruce, și o porți cu tine peste tot, dar tu ești exact cum vă amintiți când părintele a dat peste copiii aceia și copiii se certau, înjurau, vădeau și părintele se oprește. Mă, copii, ce faceți voi aici? Ne jucăm, părinte. Da, mai copii, uite, eu sunt cam nelămurit, așa n-ați putea să mă lămuriți și mine. Dacă aș auzi eu vorbind niște copii limba germană, ce ar trebui să cred eu? Păi, părinte, că sunt nemți. Dar dacă ar voi franceză, sunt francezi, părinte, dar chineze, chinezi, dar japonezi, japonezi, părinte. Mă, dar voi ce sunteți? Noi suntem creștini, părinte, români și creștini, părinte. Cum voi sunteți creștini? Da, părinte. Și cum așa vorbesc creștini, cum vorbiți voi? E teribil lucrul acesta. E teribil și faptul că, vedeți, nu lumea în care noi trăim este rea. Fiindcă noi, asta este pornirea noastră și sentimentul și justificarea noastră. Trăim într-o lume mizerabilă, trăim într-o lume rea. Nu! Nu lumea e rea. Noi nu suntem buni. Că dacă noi am fi buni, i-am molipsit și pe ceilalți. Dar noi, în loc să-i molipsim noi pe ei, ne lăsăm noi molipsiți de ei. Încât te întâlnești cu omul și spune, părinte, am fost la serviciu și mi-a fost rușine să mănânc de post miercurea și vine că acolo în birou la noi nu mănâncă de dulci. Păi, în loc să le fie lor rușine să mănânce de dulce miercurea și vine, ți-e rușine ție să-ți păstrești legea și rânduiala? Ori ăștia suntem noi. Ne este nouă rușine de nerușinarea lor. Și proverbul, ați văzut că, de fapt, este schimonosit și spune, mi-e rușine de rușinea ta. Nu, că dacă tu ai avea rușine, nu mai face pe mine să mă rușinez. Dar faptul că tu nu ai rușine, mă faci să mă rușinez eu și eu nu pot să-mi pun mintea la prostii cu prostiile tale. Și atunci, iată, în sensul acesta, s-a auzit că, de fapt, nu, când am citit acel lucru,
Maduru sufletește extraordinar aspectul, pentru că vine un japonez, descoperă Sfânta Scriptură, descoperă pe Hristos și în dialogul cu un creștin îi spune: Doamne, ce lucruri minunate am descoperit în cartea asta a voastră! Ce lucruri minunate, nemaipomenite! Și apoi zice: ce păcat, când mă uit la voi, nu le împliniți. Dacă n-aș fi citit cartea aceasta și voi, revendicându-vă că sunteți urmașii celui care, despre care se vorbește în această carte, v-ați fi purtat cum se spune și cum s-a descoperit aici, ar fi trebuit ca eu, privindu-vă, să scriu această carte, să fiu capabil să scriu această carte. Vă puteți imagina că așa ar trebui, de fapt, să înțelege că ăsta ar fi creștinismul autentic. Dacă oamenii n-ar fi auzit de Hristos, n-ar fi înțeles nimic, n-ar ști nimic despre modul de viață creștin, privindu-ne pe noi creștinii, ar trebui să se îndrăgostească de acest mod și să fie capabil să scrie chiar ei o Evanghelie. Pentru că Evangheliile nu sunt scrise ca noi să devenim trufași că suntem doctori în teologie, ci ele sunt scrise ca noi să devenim asemeni lui Hristos. Citind Sfânta Evanghelie și nereușind să fii mai bun, de fapt, ești nimic, nu te deosebești cu nimic de apetitul scolastic pe care l-avea odinioară, apusene sau știu eu care, nu, școlile care sunt peste tot, teologice, care de multe ori, când am citit pentru prima dată că cea mai mare deformare a copilului este școala, am zis: mă, ăștia sunt nebuni. Dar după aceea mi-am dat seama că în parte au dreptate. De ce au dreptate? Pentru că un copil începe să fie pervertit de când pleacă la școală. Fiindcă școala nu e așezată pe principiile normalității și ale adevărului. Școala de la grădiniță începând. Nu? De ce? Pentru că nu învață pe copii să fie mai buni ca să-i ajute pe cei care sunt mai slabi. Ci învață pe copii să fie mai buni ca să aibă rezultate, ca să ajungă sus. Ori aceasta este trufie. Nuanța aceasta, dacă lipsește procesul educativ, de fapt distruge. Și îi face pe oameni, în loc să fie oameni pâinea lui Dumnezeu, devin oameni cu titlul, cu cursuri, cu școli și sunt răi de scapără, ceea ce este o durere sufletească extraordinară. Cu cât urci mai mult, cu atât trebuie în cunoaștere, cu atât trebuie să fii mai bun. Și cu atât trebuie să fii mai smerit. De ce? Pentru că spunea Sfântul Grigore de Nazianz, de Nisa, cu cât urci mai mult spre Dumnezeu, cu atât vezi mai bine lucrurile, dar îți dai seama că e și mai mult de urcat. Și cu cât urci mai mult, cu atât îți dai seama că e și mai mult de urcat. Și cu cât te apropii de Dumnezeu, îți dai seama că, de fapt, ăsta e oceanul cunoașterii. Ori noi, uneori, pentru că știm, nu știu ce, două, trei lucruri, eu stau și gândesc la acest, un singur aspect care e legat de problema de astăzi, tema de astăzi. Vă dați seama câte doctorate s-au luat în istorie pentru faptul că, de fapt, Constantin cel Mare a introdus crucea în cultul creștin? Unii au luat doctorate și au trăit bine, mersi. Și când s-a descoperit în 1970 că, de fapt, crucea era și în anul 79 după Hristos, doctoratele acelea nu mai aveau nicio valoare. Dar au rămas. Și câte nu vor fi în istorie? Câte nu sunt? Care se nasc și care nu fac altceva uneori decât pentru unii, cel puțin, le hrănește trufia. Au sentimentul că ei sunt mai ceva decât oricine. Nici Dumnezeu nu le încape în pielea lor, pentru că ei sunt mult prea plini de ei și dau pe afară. Ori, în loc ca atunci când vezi un copil că a luat capacitate, să fie mai bun decât cel care n-a luat capacitate. Când a luat bacul, să fie mai bun decât cel care n-a luat. Când a luat o licență, mai bun. Când a luat un doctorat, să fie pâine dumnezeiască. Nu să fie... Îl vezi pe el că privește cu dispreț, că nu mai are treabă cu unul, cu altul, că el este altceva, e altă plămadă. Ori asta e nimic altceva decât o derută extraordinară, care nu e posibilă decât din acest context. De aceea, vedeți, eu m-aș bucura dacă noi, venind la Sfânta Biserică, am ști pentru ce venim. Fiindcă de multe ori stau și gândesc cât sunt în biserică, nu mai știu acum, nici nu vreau să, în sfârșit, să mă ierte Dumnezeu. Nu mă uit niciodată să văd cine e în biserică. E biserica, treaba ei, cine vine, lumea, bravo ei care vine. Dar, uneori, nu pot să nu observ că sunt anumite animozități, anumite neînțelegeri, anumite curente, să spun așa.
Ceea ce este o mare pagubă și o durere de suflet. Oamenii aia nu știu pentru ce vin la biserică. Nu să fii omul în biserică care sunt tărâți împotriva altuia. Nu mai vorbim împotriva preotului sau împotriva... Mă rog, e cu totul altceva. Ori să ferească. Oamenii ăștia nu știu pentru ce vin la biserică. De ce? Pentru că ei n-au, de fapt, noțiunile clare în conținut și distincte în sfera lor. Ei nu știu cuvintele pe care le folosesc, gesturile pe care le fac. Ei sunt de complezență. Nu spun cuvinte care să fie ieșite roditoare și care să fie pline de sevă veșnică, de viață. Unde ne vom duce la tine, Doamne, că tu ai cuvintele vieții? Și aceasta este viața cea veșnică, să te cunoască pe tine singur și adevăratul Dumnezeu. Cunoașterea în afara vieții celei veșnice este trufie. De aceea, la un moment dat, în Sfânta Scriptură se spune înțelepciunea lumii în fața lui Dumnezeu este nebunie. Dar nu în sensul că Dumnezeu disprețuiește înțelepciunea lumii, ci că în lumea vrea să arate că e înțeleaptă și face separație de Dumnezeu, atunci aia e nebunie. Fără să fii înțelept. Și dacă ești înțelept, nu se închid ușile și orizontul se scurtează pentru că n-ai voie să faci cercetare, să faci tehnică, să faci nici vorbă de așa ceva. N-are legătură una cu alta. Sunt paralele, pistele pe care mergem. Dar această pistă a sufletului este cea care, de fapt, înnobilează toate pistele vieții. Dacă reușim să înțelegem că acesta este, de fapt, chemarea creștină, să poți să înnobilezi toate ale vieții, grozav. Dacă nu, vedeți, în sensul acesta, ne amintim când, zice, un tânăr se pregătea pentru misiune și părintele îi spune, mă, o să te trimit în misiune, ce o să faci, că o să fie greu, să știi. Zice, dar dacă l-am pe Dumnezeu, nimic nu o să fie greu. E bine, dar uite, o să te duci și o să te duci în junglă și la triburile alea care sunt sălbatice și o să iei bătaie și o să cinci și o să facă. Oh, pentru Dumnezeu nimic. Dar dacă o să te bate până când o să rupă picioarele? Păi dacă îmi lasă mâinile, tot o să fie bine. Dar dacă o să-ți rupă și mâinile? Dacă îmi lasă capul, tot o să fie bine. Dacă stai și gâtul? Și îi mulțumesc că o duci mai repede la Dumnezeu. Să poți să accepti, să iei. Pentru unii fatalism, pentru alții e îndobitocire, pentru alții știu eu, nu știu ce poate să fie. Dar pentru noblețea, vă dați seama când un misionar în Africa... Un an de zile le-a vorbit africanilor, triburilor despre Dumnezeu și n-a putut să facă nimic. Și într-o zi, pe când el le vorbea africanilor, vine unul și iar un copiat și îl lovește. Și el îi zâmbește, îi face cu mâna și merge mai departe. A doua zi au venit toți, s-au botezat. Și au întrebat, mă, dar de un an de zile vă vorbesc și n-ați făcut nimic. Acum de ce ați venit la botez? Zice, abia ieri am înțeles ce înseamnă de fapt a iubi și a fi creștin. Ori iată, asta ar trebui să facem noi. Știți că tot așa un tânăr ducându-se în parohie, a fost învățat la seminar. Mă, tu trebuie să-i asculți pe oameni. Trebuie să-i asculți cu multă răbdare. Oamenii sunt necăjiți. Trebuie să-i asculți. Nu înțeleg, mulți nu înțeleg lucrul acesta. Este lupta între, cearta între Noica, Constantin Noica și Rafael Noica, dacă vă amintiți. Când, ducându-se în Anglia, Constantin Noica, la fiul său Rafael, îi spune în mănăstire, fiind de la acolo, la XS îl întreabă, ce faci? Păi suntem niște trânturi. Era de fapt Constantin Noica era un existențialist al secolului 20, cu lui Lavel, cu Heidegger și mai departe. Și în momentul în care îi spune lui feciorul lui Rafael, bă, voi sunteți niște trânturi, nu faceți nimic. Și Rafael spune, poate nu fi chiar așa. Dacă spune, și tot insista Constantin să-i spună feciorul că e trântor. Și atunci Rafael îi spune, mă, tată, dar tu ceea ce ai scris, e adevărat că eu înțeleg, dar crezi că înțelege multă lume? Ai scris lucruri minunate, dar crezi că înțelege multă lume și tu, pe cine, cui folosești ce ai scris tu? O, sunt oameni care tu îmi spui mie care ești un trânt, eu trântul. Uite, hai să-ți dau un exemplu. Ce am făcut eu astăzi, de exemplu? Uite, eu astăzi am fost în biserică. Ce ai făcut în biserică? Ce am stat și am ascultat pe cineva care e singur și nu are cu cine vorbi. Și m-a ținut 3 ore sau 4 ore și atât de mulțumit a fost omul acela încât asta fac eu. Este exact ca atunci când la un părinte în pustiu ajunge un mare meseriaș, cum avea patron de fabrici, de nu știu ce, și îi spune părintelui, părinte, uite, eu sunt ăsta, mă cunoști? Păi eu le-am auzit de dumneavoastră. Dar mă, ta cu ce te ocup? Că eu, de exemplu, mă ocup cu mașini, cu fel de toate. Mă, ta ce faci? Zice, eu mă ocup cu industria omului. Cum? Eu mă duc cu industria omului. Cum adică cu industria omului?
Zice, da, eu fac oameni ca să poți mata să-i folosești în fabrică. Eu pentru asta, asta e munca mea, să fac oameni, modelez oameni. Nu, dar modelez-te. Știu eu ce, mașini și nu știu, dar eu asta modelez. No, să poți să înțelegi cu tânărul când la seminar fiind și când îi tot spunea, mă, să fii, să-i asculți, să-i asculți pe oameni, să-i asculți cu oamenii au necazurilor. Și în sfârșit, ajungând în parohie, asta a făcut tot timpul. Știa, nu știa, dădea sau nu dea sfatul, dar i-a ascultat pe toți până la ultimul cuvânt. Când omul se liniștea, în sfârșit. Și zice, odată o bătrână a venit și a început să-i spună. Venise de multe ori. Da, asta spună și mai abitir, și mai abitir. Și l-a ținut părinte vreo câteva ori și spune, părinte, la sfârșit zice, părinte, ei, părinte, să mă ierți, că eu am venit și ți-am spus de atâtea ori, dar știi că, uite, îți spun un lucru, mai spun un lucru, mai spovedesc cu el. Băi, când am venit la mama ta aici, aveam o durere de cap, de nu știam ce e cu mine. Dar să știi că m-a lăsat durere de cap. Zice femeia. Da, tânărul în sine zice, ah, da, de știi ce mă doare mine capul. Adică, vedeți, noi nu conștientizăm acest aspect. Că uneori, nu, la preot, când ajunge credinciosul și se spovedește, el face altceva decât varsă tot ceea ce e mai rău, urât. Preotul săracul trebuie să asculte, trebuie să, nu, și dacă are, nu, totdeauna trebuie să te rogi la Dumnezeu să-ți dea strălufulgerarea și lumina, să poți să-i oferi ceea ce e de folos omului. E grozav. Ori este o cruce și asta, să-ți poți să-ți duci tu crucea ca preot. S-a spus pe unul, unul te jignește, unul te umilește, unul te sprețește, unul te iubește, altul te apreciază. Tu nu faci decât pentru toate, le faci pentru Dumnezeu. E adevărat că ești om ca oricare dintre oameni. Ba, uneori s-ar putea să fii mult mai uman pentru că te ajută oamenii să fii mai uman. S-ar putea să fii uneori mai apropiat că te ajută oamenii. Dacă oamenii tot timpul te invită la mâncare, băutură, la petreci, la nu știu ce, normal că ești cu ei. Dacă oamenii sunt o leacă mai... Nu, normal că... Ori iată în sensul acesta. Noi nu înțelegem ce înseamnă să-ți porți crucea. Să fii capabil ca de vreme ce ți-ai luat în spate o misiune în lumea aceasta să te duci la bun sfârșit. De aceea, în Scriptură, este un cuvânt care spune foarte clar. Nevrednic de plată este lucrătorul care, punând mâna pe coarne plugului, se uită după aceea înapoi. Frate, indiferent cine ai fi și ce ai fi, dacă într-adevăr ai înțeles că ceea ce faci, faci dintr-o plăcere, că e o vocație, luptă-te să o faci până la capăt cum se cuvine. Pentru că eu stau uneori și gândesc, privindu-ne pe noi, nu mă interesează, e treaba fiecăruia, dacă are sentimentul că mă gândesc la unul sau la altul, e treaba lor. Eu nu mă gândesc la mine și la ceea ce trăiesc uneori cu cei mai apropiați dintre frații mei și așa mai departe. Nu, când suntem la un serviciu, la o slujbă, ce înseamnă să-ți iei crucea? Să-ți faci acolo slujba pe deplin, știind că în primul rând o faci pentru tine. Și că rugăciunile acelea le știe Dumnezeu, le cunoaște, n-are nevoie să le mai spui tu odată. Dar dacă tu ești capabil ca privind, citind rugăciunile acelea, să le citești întâi toate pentru tine, să le simți tu, ca să poată să le poți transmite și celuilalt, și el să le simtă, și să fim deasupra timpului, să intrăm în această armonie și simfonie de suflete, e grozav. Și asta e slujba. Că aud uneori și sunt, mă duc și eu invitat și poate mai sunt câteodată la un mormântar, la un serviciu oarecare, și când aud uneori cum se turuie câte rugăciune, Doamne, nici eu nu înțeleg uneori. Dar aminte credincios. Dar cred că Dumnezeu înțelege. Fiindcă vreau să crești acest lucru. Totuși, Dumnezeu le înțelege pe toate. Le nădăjduiește pe toate. Le rabde pe toate. Și noi suntem invitați ca să putem să le ducem pe toate. Dacă am reușit să înțelegem semnificația domnicească a crucii sau a sărbătorii a zilei de astăzi, atunci fiecare dintre noi ne-am duce ceea ce ne-a îngăduit Dumnezeu. De aceea nu există până la sfârșitul veacurilor vreo unul care, pe de-o parte, însurându-se să aibă sentimentul că el a nimerit. Toți au fost de fapt. De aceea există acest umor fin vis-a-vis de ceea ce înseamnă căsnicie. Mai vorbim de soacră sau știu ce. Nu, să poți să crezi că de fapt ceea ce ți-a rânduit Dumnezeu este cel mai minunat. Și închei cu acel exemplu extraordinar. Când cineva tot timpul era nemulțumit. Era nemulțumit că avea sentimentul că pe el Dumnezeu parcă l-a oropsit. Pe el Dumnezeu parcă îl chinuie tot timpul. Și
S-a rugat tot timpul la Dumnezeu să-i dea ceva mai ușor de dus, că nu mai poate duce. Și într-una din nopți a avut o vedenie și un înger îi spune: de ce ești supărat? De ce ești trist? Mă rog la Dumnezeu atâta vreme, am numai necazuri în viață, am numai greutăți, numai probleme. Și m-aș ruga la Dumnezeu să-mi ia crucea, să-mi dea una mai ușoară, că eu nu mai pot să o duc. Și zice: hai, uite, m-a trimis la tine auzind, știind lucrul acesta, să-ți alegi tu o cruce. Și l-a dus într-o cameră mare, unde erau cruci și cruci, de piatră, de fier, de lemn, de toate cele. Și se uita când la una, când la alta, când la una, când la alta, îi se părea că e prea mare, e prea mare, prea mare, prea mare. Și în sfârșit, la un moment dat a văzut o cruce subțire și zice: asta e, vreau pe asta să o iau. Și zice: ia-o. Și când a pus mâna pe cruce, de fapt și-a văzut propria viață. Zice: asta de fapt ți-a dat-o Dumnezeu, fiindcă știa că pe asta poți să o duci. Dacă noi am fi convinși că Dumnezeu nu ne dă o cruce mai grea decât cea pe care să putem să o ducem, atunci n-am mai cârtit niciodată. Dar faptul că nu suntem convinși că Dumnezeu ne dă crucea ce ni se potrivește, totdeauna avem sentimentul că merităm o altă cruce. Și totdeauna suntem nemulțumiți, pentru că, în ultimă instanță, asta este o ispită a vieții. Să fii nemulțumit cu ceea ce ți oferă Dumnezeu. Dacă am reținut ceva din mesajul duminicii acesteia, atunci să nu uităm, să luăm crucea, să urmăm lui Hristos, iar Hristos, când a fost mai greu, l-a rugat pe Dumnezeu, dă-i cu putință, treacă, dar fie voia ta. Și noi avem datoria să-L rugăm pe Dumnezeu, să ne ajute, să ne ridice povara, greutatea, dar să nu uităm: Doamne, fie voia ta. Și dacă vom reuși să simțim, să trăim, să gândim, să ne manifestăm și să ne exprimăm în sensul acesta, înseamnă că am înțeles ce înseamnă sensul duhovnicesc al crucii și mesajul pe care îl transmite Sfânta Biserică în duminica de după înălțarea Sfintei Cruci. Seară binecuvântată!